Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads to you? And if I fight, will I come to life, calling for all your light, giving all my heart to you? Stai, lasă-mă, fără acum am atâznit ideea să încep un daily vlog. Așa, random, mă întorceam de la ei mei. Am fost să o las pe Alexandra acasă, care a stat la mine în vacanță 2 zile. Și am zis să continuăm cu, să facem un vlog, pentru că, deși am deja 2 vloguri needitate în calculator, unul pe care l-am început pe la mijlocul lui iunie și care s-a terminat... O să vedeți, de fapt, l-ați văzut probabil deja. Și nu știu, așa mi-a venit să văd ce facem săptămâna asta. Astăzi este marți. Mă opresc la Pepco. Cred că de-aia mi-a și venit ideea, pentru că mă gândeam că de data asta clar nu o să fac haul, pentru că îmi trebuie ceva. Și ghiți ce? Nu mai îmi duc aminte ce. Știu că am zis că am nevoie de ceva, dar nu mai țin minte ce. Și sigur o să-mi aduc aminte atunci când intru în Pepco. Am văzut recent vlogul, adică haul-ul Sandrei de la Pepco, și știu că îmi trebuie paleta aia de muște, pentru că e invazie la noi acasă. Și am zis să avem una în curte și una înăuntru, pentru că mai scapă câte una și intră. Zoe deschide plasa aia de țânțari când iasă și bineînțeles că nu știe să o pună la loc. Acolo în spate am, să vedeți, asta este masa de călcat din copilărie pe care o are mama, cred că de când s-a măritat, și am zis că o iau eu. Am luat-o pentru că aveam nevoie de ea și ca să nu mai caut acum să cumpăr alta. O să mă împrumut sau poate chiar să o fur. Am ajuns la Shopping City, intru, merg la Pepco și trebuie să cumpăr neapărat măști. Sper să nu uit, pentru că deja e a doua oară când uit. Și nu știu ce mai e, o să intru prin Carrefour. Mihai n-avea chef să vină la plimbare, că se simțea obosit. Eu am zis că profit de energie bună pe care o am. Acum ascultam la radio, ascultam YCT Radio, este un radio local din Timișoara, poate ați auzit și voi, există și versiune online, și ascultam, era Bon Jovi la radio și mi-am adus aminte de tinerețile mele, era preferatul meu atunci când am fost tânără, acum 10, 12, 15 ani, să nu-mi vină să plâng când mă gândesc la câți ani am. Și da, mi-a dat așa o stare de bine, știți, când vă gândiți la un moment fericit din trecut, cam așa se întâmplă, schimbă starea. Bine, nu că aș fi, că n-aș fi fost fericită înainte, dar acum cu atât mai mult. Și cam atât, asta n-o să zic. E o săptămână foarte, foarte, foarte călduroasă, e aproape 8 ceasul seara și eu am toată transpirată. Chiar să mă uit cât e ceasul, că nici nu știu. 8 fără 15. Deci 8 fără un sfert. Hai să mergi! Bineînțeles că am intrat după o paletă de muște și niște măști de unică folosință din astea pe care le folosim în perioada asta pandemică, și n-am găsit nici măștile, n-am găsit nici paletele de muște. I-am zis la Mihai că e mare cerere, pentru că sunt foarte multe muște peste tot în oraș. Am găsit niște paletuțe atâta, deci nu exagerez, erau mini, așa, nu știu ce să fac cu ele. Și nu mi se părea rentabil. Așa că altă dată paleta de muște. Măștile, în schimb, sunt la ultima, dar bine, nu prea ies eu din casă. Sunt la ultima acum, dar asta este, o să cumpăr mâine. După lucru mă văd cu niște prietene și o să cumpăr acolo de la Miracolul Plantelor. Mi-a adus aminte și Xenia că este aici un DM în Shopping City și că aș găsi cu siguranță acolo măștile, dar nu mai aveam chef, era în celălalt capăt al mall-ului și mă duc acasă. Și am găsit alte lucruri la Pepco, în schimb.
Am cumpărat o măsuță mică de 50 de lei, cred că am dat pe ea. Adică nu cred, știu că atât a fost, numai că mi s-a părut puțin mai puțin la casă decât am calculat eu. Nu știu dacă a fost ceva la reducere, o să mă uit peste bon acasă, dar o să vă arăt cumpărăturile zilele astea, nu știu dacă chiar azi, că e cam târziu și mai voiam să, mă rog, trebuie să ud grădină și mai voiam să fac ceva în casă, dar am uitat ce. Nu știu cu mine, uit, cred că de la căldura asta. Să scot tot ce am din mașină să, și să fac curățenie sub chiuveta. Asta era task-ul pentru astăzi, pentru că am de aranjat acolo astea, legumele care stau acolo. Am mai scos, se tot strică din păcate și deși cumpăr în cantitate mică, dar e cald și încă n-am găsit o soluție în care să țină cartofii la mai rece. Jos la noi este destul de răcoare, de fapt, nu e... Na, pentru cum a fost la apartament, sus e mai cald, dar tot se mai strică, asta este. Deci asta vreau să fac, să curăț acolo și să aranjez ce mai am acolo, soluții de curățenie. De obicei le țin în baie, dar s-au umplut și în baie sub chiuvetă, așa că trebuie să fac să distribui cumva rezervele și așa mai departe. Și cred că acesta este programul pentru astăzi. Să văd cât am stat în mall, pentru că eu, dacă nu am zis, urăsc din tot sufletul. Mall-urile mele se pare așa o superficialitate. 8:37. Deci am stat o oră. Mai puțin de o oră. Da, nu-mi plac mall-urile deloc. Mă obosesc și nu știu, nu cred că muncesc doar ca să cheltui pe chestii trecătoare, să zic așa, ci na, mai degrabă aș investi în experiențe, să, nu știu, fac ceva cu prietenii mei decât să stau închisă aici. Oricum nu mai suport să stau închisă, atât stau la lucru în casă, încât chiar simt nevoia să mă mișc, pentru că din păcate m-am îngrășat și în perioada asta încât am stat acasă și pot să zic că nu am fost chiar așa de... nedisciplinată acasă, adică mâncam mult mai ok decât la birou, pentru că la birou aveam tentațiile la un pas, magazinul sub noi, adică sub biroul nostru, la parter era un mega imaj, eram înconjurați de patiserii, cafelele beam cu sirop de cocos, de vanilie, de ce, mai știu eu ce, eu acasă beau cafea fără zahăr. Și na, ai impresia că e puțin, dar se adună zilnic făcând același lucru. Plus că aveam la lucru un aparat cu dulciurile, tot fel de dulciuri, gen Snickers, Lion, Kinder Bueno și așa mai departe. Și aveam un buget de 31 de lei de la firmă să ne cumpărăm cafea sau dulciuri. Și puteai să, bineînțeles, să plătești și tu cu banii tăi. Normal că atunci când la un moment dat vrei să te răsfeți după lucru sau eu știu ce, mai ronțăi. Acasă n-a fost cazul, dar nici nu m-am mișcat, că la lucru mai mergeam și pe jos. Acum, am în vedere că ne-am mutat în afară Timișoara, adică suntem la periferie, cum ar fi, nu o să fie posibil să merg pe jos, poate cu bicicleta, dar... având în vedere surplusul de kilogram pe care l-am, cred că ajung leșinat la lucru, dar vedem, nu, e ok. În septembrie ar trebui să ne întoarcem la birou, nu știu, mai vedem. Am deviat de alt subiect, bineînțeles, și am mai vrut să postez ceva, să scot ceva din plasa pe care am cumpărat-o acum de la Carrefour, pentru că am intrat și la Carrefour. Cred că e prea departe, opresc filmarea și revin. Da, nu știu dacă e ceva nou sau doar eu am descoperit anul acesta. Acest ceai de la Olympus, de la munte, ceai de la munte, așa zic ei. Acesta e cu piersică, preferatul meu e cu mentă. Deci e efectiv un ceai rece, fără cafeină și fără zahăr adăugat. Și am dat 3 lei pe el. Mi se pare o băutură foarte ok, ca și... nu știu, un loc de... nu vrei să bei apă și vrei să bei altceva. Are 16 calorii pe 100 de mililitri. Și ce conține? Chiar eram curioasă, pentru că știu că n-are zahăr, dar... zero grăsim, zero zahăr, zero proteine, 0,10 grame de sare și nu văd ce mai conține.
Și aici mai scrie că la Olympus plantele de ceai sideritis cresc în aerul curat al munților din Grecia, de unde sunt culese cu atenție și grijă, uscate în mod natural și fierte ușor, astfel încât să elibereze în mod natural toate aromele plantei. Sideritis este o plantă de ceai aromată, regăsită în flora montană a Greciei, fiind apreciată și utilizată încă din antichitate. La Olympus avem încredere în natură, bucurați-vă de gustul minunat al ceaiului Olympus. E foarte bun, e foarte bun și răcoritor. Și eu mai făceam și vara trecută eu ceai de mentă, efectiv îl băgam după ce îl fierbeam ceai de mentă de grădină, mentă de grădină. Îl lăsam la frigider și îl beam cu gheață, este foarte răcoritor. Atât am avut de zis, am plecat spre casă. Așa, vă arăt pe repede înainte ce am luat. Am cumpărat fețe de pernă. Să mă schimb, eu aveam unele foarte asemănătoare, că era tot un baby blue. Acum culoarea nu se vede foarte bine pentru că e cam întuneric. Deja a apus soarele. Astea de la IKEA, le-am luat când am fost la București. Și am luat astea. Sunt cam puțin mai mici decât cele de la IKEA, dar îmi plac cum arată așa de vară. Și prețul a fost 10 lei una. Am cumpărat asta pentru baie, pentru că tot alunecă chestia care am luat-o și care o avem momentan în baie și nu-i foarte sigur. Adică poți să-ți rup picioarele în altă ordine de idei. Și asta a costat 25 de lei. Am luat porcăria asta, nu știu dacă o să-și facă treabă, pentru că urăsc să spăl geamurile și mereu văd toate urmele posibile și am zis că poate mă ușurează asta viața, mai ales că acum avem, nici nu avem geamuri, avem uși peste tot și, mă rog, și cele care nu se deschid sunt din alea mari și aici jos Zoe mai încearcă să intre singură și mordărește foarte repede ușa de la intrare. Vedem dacă funcționează. Asta este măsuță pe care am luat-o pentru biroul meu. Ați observat că am o mică obsesie cu negru cu auriu în ultima perioadă, adică de când ne-am mutat și am zis, ah, chiar am și floarea asta, de la mine stă în baie. Am zis să o pun în cameră mică, nu știu, inițial mă gândeam să pun parfumurile pe ea, dar nu știu cum o să arate parfumurile așa în mijlocul camerei. Uite, se vede degetul cum îl țin, de ce țin telefonul, umbră. Și dacă nu, o să pun florile și eu pe ea, că am flori sus. Și ce am mai luat? Am luat asta. Cred că mai țineți minte că am povestit, am primit prima chestie din asta de la Dina. Și mi se par foarte practice, chiar dacă sunt din plastic și... Na, dar arată bine, adică eu tot pe gri am luat tot pentru bucătărie plasticărarea asta. Vreau să pun aici bureți de vase, chestii din astea care sunt destinate curățenie. Sau am sub chiuvetă și ce am mai luat? Cred că atâta, nu? Deci chestiile astea le-am luat. Și niște baterii pentru cutarul de bucătărie. Da, și niște chestii, niște baterii pentru cantarul de bucătărie și atât. Sunt de la pep, că n-am mai luat nimic. Mai am aici ceva, nici nu știu ce aici. Nu, aici am... Asta e plasă de la IKEA, care am luat-o din București și o duc mereu în geantă. Aici am ce am primit de la ei mei de acasă. Mi-a dat Alexandru niște șampoane pe care ea nu le folosește. Și atât. Asta era paleta pe care o căutam eu pentru muște, tot de la Pepco și asta, 1 leu am dat pe ea și e mare așa. Ei, acum am găsit, nu exagerez, deci atâta cu o palețică mică nu-mi place. Deși era 3 lei aia. Bine, nu că ar fi o avere, dar na, oricum nu mi se părea foarte practică. Hai că mă duc să fac toate lucrurile astea, încerc să fac masă și revin. Este primul obiect pe care reușesc și eu să-l asamblez în mai puțin de 3 minute. Adică, efectiv, s-a deschis chestia asta urie și am pus peste tăvița asta. Mi-am adus aminte că Diana de la Capul Without Filter are ceva asemănător, mă rog, ea și cu Mihai. Și era foarte amuzantă alegerea ei atunci când s-a dus la JISC să cumpere. O să vă linkuiesc în descriere canalul lor. Da, o să urc sus și văd cum arată parfumurile pe măsuță. Dacă nu-mi place, o să pun altceva. Da, în general îmi place foarte mult cum arată și 50 de lei pe bune, e super faină. Bună dimineața!
Stați să șterg camera, bineînțeles că e murdară. Așa, acest daily vlog, având în vedere că ieri, când l-am început, am fost la Pepco, nu aveam camera la mine și l-am început cu telefonul și ca să nu mă încurc eu după aia cu unde sunt datele, îmi lipsesc videouri și așa mai departe, o să continui cu telefonul, așa că în cazul în care vedeți vreo schimbare de calitate, să știți despre ce e vorbă, eu m-am pregătit să filmez vlogul, adică de fapt produsele terminate pe lunile iunie, iulie, am aici destul de multe, dar probabil o să-l vedeți pe la sfârșitul iulie, cam așa. Cred că sunt și din mai aici produse, pentru că ultimul, cam atunci a apărut ultimul video despre produsele terminate. Și ce mi-am adus aminte, că am și uitat că filmez vlog, bineînțeles, pentru că n-am filmat o perioadă lungă și mi-a ieșit din mână, am vrut să vă zic că tot mi se întrerupe filmarea când îmi scrie cineva pe WhatsApp, nu știu de ce. Am uitat să zic că în ultima filmare pe care ați văzut-o, adică așa o să postez, adică în daily vlogul de pe la mijlocul lui iulie, ați văzut că se termină cu întâlnirea cu fetele, cu Ralu M și cu Sabina Rusescu, cu care ne-am întâlnit la Arsenal Park, lângă Hunedoara. Nu am mai intrat la Arsenal Park pentru că aveau niște schimbări de prețuri foarte ciudate, în sensul în care nu puteai doar să vizitezi Arsenal Park-ul, trebuia să-ți iei un bilet în care să ai inclusă și piscină și mâncare și tot restul lucrurilor. Noi nu am vrut, am vrut să stăm împreună să mai vizităm ceva, pentru că oricum timpul a fost foarte scurt. Sabina a fost aici în concediu, mă rog, aici în zonă, a fost la Hațeg, o să vă linkuiesc, o să vă las aici un card cu vlogul ei. Și da, ne-am întâlnit Ralu fiind din Hunedoara, în zona aceea. Am mers eu cu Mihai, Sabina cu Ralu și cu prietenul ei, Dorin. După care am mers la Jardini di Zoe, care e o locație superbă, cu multe flori și foarte aranjată. Este grădina, nu știu, a unui italian care locuiește în România și chiar mi-ar plăcea să fie mai multe astfel de locuri. Intrarea fiind 10 lei, mi se pare foarte, foarte accesibilă. Filmările din Jardini di Zoe le-ați văzut, poate, în vlogul trecut. Și ce am vrut să zic, că tot mă bade la subiect. Când am mâncat la restaurantul unde ne-am așezat, Sabina a venit cu niște cadouri și eu încă l-am aici. M-am atins de ele, n-o să mint, dar am vrut să vi le prezint. Singura problemă fiind că nu aveam cum să includ în acel daily vlog care deja e terminat și n-aș vrea să mă complic cu prea multe, să vorbesc acum în acel vlog, că a trecut prea mult timp și vlogul e filmat pe parcursul unei luni, dar în diferite zile. Acum am adus aminte că nu mi-am pus rimel. Și de la Sabina am primit mai multe lucrușoare și acum am adus aminte că mai am ceva, dar trebuie să caut. Așa, am primit o mostră a unui ulei de corp de la L'Occitane, care arată cam așa. N-am avut niciun produs niciodată de la L'Occitane, n-am încercat nimic, deci sunt foarte, foarte curioasă să încerc. Am primit o oglindă pentru poșetă, cred că e de la Jumbo, că scria așa, e foarte veselă, roz, bineînțeles, cum îi place Sabinei rozul, nu putea să se abțină. O mască care eu mai am folosit-o și mi-a plăcut foarte mult, de la Garnier, este pentru puncte negre, dacă nu mă înșel, pentru pori și hidratare, cu alge albastre, black, cu alge negre, LHC și hialuronic, acid hialuronic. Am primit o agendă foarte frumoasă, n-am desfăcut-o încă și o să o desfac, chiar sunt curioasă cum arată înăuntru. Hai să văd, țin camera, adică telefonul într-o mână și mi-e cam greu. Aș putea să pun pe... O secundă, numai iar eu cu ambrajele mele. Părul stă într-un hal. Ideea e că eu așa lucrez în haine de casă. M-am machiat pentru a filma. Normal că nu fac asta, nu, normal. Deși în ultima perioadă trebuie să recunosc că am început să mă aplic rujul ca să mă simt mai bine în timp ce lucrez. Așa arată agenda. Este foarte frumoasă, iarăși mult și roz. Asta am observat și restul fetelor care au primit agenda de la ea.
Că parcă a fost căutată, da, este exact ca un căiet și asta mie îmi place pentru că am problema cu agendele care sunt datate și prea puțin spațiu sau da, prea puțin spațiu între rânduri sau prea puțin loc pentru scris. Deci exact ca un căiet cu coperta cartonată și foarte frumos arată și îmi place că pot să o folosesc oricând pentru că nu e datată. Și am mai primit un ruj de la Too Faced. Roșu. Ah, stai că și m-am și machiat azi cu fondul de ten de la Sabina pentru prima oară și îmi place foarte mult și consistența lui. Și consistența lui și cred că e cel mai scump fond de ten pe care l-am avut vreodată. Culoarea e prea deschisă pentru mine, dar am mai pus câteva picături din alt fond de ten. Este vorba despre fondul de ten Radiant Natural Fix All Day Matte Makeup SPF 15 și nuanța este 00 Albaster. Așa scrie. Nu știu dacă se observă. Nu pot să dau. Stați să văd dacă focusează telefonul singur. Nu vrea să focuseze și nu pot să focusez cu mâna, având în vedere că am mâna ocupată. Și da, are 30 de mililitri. Sabina mi l-a dat pentru că ei nu i s-a potrivit și îi mulțumesc tare mult pentru că e un cadou super. Și chiar o să-l folosesc la evenimente pentru că simt că o să vedem acum azi cum rezistă, dar nu știu, are altă consistență față de cele pe care le-am eu. Nu este atât de apos, ceea ce mă duce cu gândul că va rezista mai mult. Stai să văd și unde e rujul. Aseară l-am găsit că am făcut curățenie aici în rujuri și am dat de el, am și uitat, bineînțeles, pentru că eu așa fac. Am 300 de rujuri și uite, le folosesc unul care l-am în geantă mereu. Sau l-ai fi scos ca să vi le arăt, pentru că aseară mi-a venit ideea asta. Să vă arăt ce am primit de la Sabina. Mai trebuie să caut fără cameră. Mă rog, nu-l mai găsesc. O să vi-l arăt în alt video, cu siguranță aici pe masă undeva, dar e prea haos acum. Și am primit acest far lichid de ochi de la Pixi. Iarăși, n-am avut nimic de la Pixi, n-am avut nimic de la Too Faced, deci am primit numai branduri de branduri, Sabina. Care poate părea puțin exagerat, adică poate părea nuanța puțin exagerată. Starry Night se numește, dar eu cred că pentru evenimente, gen nunți și așa, machiaj de seară, este o culoare superbă. Acum nu o să puteți observa imediat, fac un swatch, întorc camera și vă arăt. Așa arată, deci este un negru care are sclipici în el. N-am folosit farduri lichide de prea multe ori și mi-e așa, adică mă gândesc că o să fie puțin dificil de aplicat la început, dar o să mă obișnuiesc eu și chiar am de gând să-l folosesc, adică chiar mi se pare superb și cu siguranță, având în vedere că are sclipici în el, rezistă foarte bine pe pleoapă. Gata, am făcut update-ul cu cadourile și cu ce fac eu astăzi. Acum mă duc să filmez acest video cu produse terminate, care se va transforma în produse pentru curățenie, în curând, cu siguranță, pentru că sunt majoritatea. Și după aia mai am de lucru, pentru că eu momentan sunt în pauză. Mai am de lucru și la 6:30 mă întâlnesc cu fetele mele, cu prietenele mele, ieșim puțin în oraș. Și cam atât pentru astăzi, nimic special. Am lucrat destul de mult în ultima perioadă și pe acasă, adică cu grădină, cu aranjat în casă, cu curățenia, nu știu, nu se mai termină praful în casa asta și ziceam și lui Mihai, noi stăm pe o stradă care este puțin circulată, dar în ultima perioadă o să apar ceva, se asfaltează aici și este horror. Că mă întrebam eu de unde e atâta praf dacă nu prea circulă mașina, adică cred că trec 10 mașini pe zi și tot e plin de praf. Am atenționat azi și telefonul să mă opresc din vorbit pentru că mai am puțină baterie și ne-am zis mai târziu. Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads? Bună dimineața! Vă salut într-o zi de joi, că nu mai dimineața, e deja 9 ceasul, însă am foarte mult de lucru și aseară n-am mai reușit să vorbesc cu voi pentru că am ieșit cu prietenele mele
La o limonadă să ne răcorim în Timișoara, e incredibil de cald. Am plecat de la, nu știu, pe la ora 10, 10 jumate din centrul vechi al orașului și încă transpiram pentru că era atâta de cald. Cred că betoanele erau foarte încălzite și emanau caldură. Am de vedere că am foarte mult de lucru, am nevoie de două monitoare și am coborât cu monitorul și cu laptopul jos, ca să pot să muncesc, pentru că sus e saună. Cumva pe partea, mai ales că avem și geamuri mari, m-am mai zis eu că în birou răsare soarele și a pune în dormitor, cum ar fi. E incredibil de cald și o să trebuiască să punem și climă la anul. Acum v-am mai zis că bugetul e restrâns atunci când abia te muți și n-a fost asta o prioritate. Ne descurcăm ziua asta în jos, unde e foarte bine, zici că avem climă. Pentru că nu sunt geamuri, după cum m-am mai zis. Și seara deschidem geamul să se aerisească înainte de culcare, să intre aerul mai rece. Ziua ținem geamurile închise și draperiile trase. Și cât de cât protejează. Dar e foarte cald. Și mă întorc la muncă astăzi, o să fie o zi așa pe multă muncă și după lucru mă duc să-mi iau două foste colege cu care am rămas prietenă, pentru că n-am reușit să ne vedem de ziua mea și a trecut o lună și 3 zile de la ziua mea. Le-am chemat la o pizza și să stăm puțin în curte, una dintre ele are și un cățel, o să încerc să filmez ceva, sper să nu uit. Să vedem cum se joacă cu Zoe, câinele ei. Ne-am mai întâlnit noi două, o singură dată cu câinii, adică eram eu cu Zoe, ea cu Kylie, că așa o cheamă, este nu vine acum cum se numește rasa ei, sunt foarte popular, dar nu vine acum, o să-mi aduc aminte și o să inserez aici, dar o să și vedeți. Pentru că eram pe teritoriul lui Kylie, bineînțeles că a mărăit-o pe Zoe, Zoe a încercat ea să o sperie pe Zoe, a lătrat odată și săracă, Zoe așa de milă mi-a fost de ea, că s-a dus într-un colț al camerei și acolo stat, nu s-a mișcat, nu, i-am dat apă, nu, așa făcea tot și întorcea capul, na, două femele, cam așa se întâmplă, dar am zis că în curte au mult loc și dacă nu se plac, poate să stea fiecare separat. Poate, nu știu, mai socializează și ea, că și câinilor le place să socializeze. Și având în vedere că nu o mai plimbăm pe Zoe așa de mult cum o plimbam cât am stat la apartament, adică de 2 ori pe zi, na, e mai puțină socializare. Așa, eu mă întorc la muncă și ne auzim mai târziu. Mi-am florit gladiolele pe care le-am pus eu bulbi, cu gândul la bunica mea, pentru că erau preferatele ei. Uitați ce faine sunt culorile. Acum filmez cu telefonul și nu se vede foarte bine, dar credeți-mă pe cuvânt. Aici mai am o surpriză. Ne-au ieșit roșii cherry pe care noi nu le-am plantat. Nu știu cum, nu știu de unde au floare. Și probabil o să facă și fructe, nu știu cum să zic altfel. Și o să avem roșii anul ăsta. Ori a avut cine a stat înainte aici, deși eu știu că ele se pun anual. Ori altă treabă, nu înțeleg cum de au zburat niște semințe de roșii cherry aici și sunt multe. Și ieri furtuna mea cam împrăștiat. Aici a picat gladiola asta, dar nu o să o ridic pentru că poate o rup. Mi-e teamă să nu o rup. O să o leg mai târziu. Și aici mai am o gladiolă. E aceeași culoare. Asta parcă e puțin mai rozalie. Foarte, foarte faină. O să le tai la un moment dat, să le pun în vază. Dacă toți m-am făcut update-ul, am zis să și deschidem acest colețel care acum a ajuns. Majoritatea lucrurilor sunt pentru Xenia, prietena mea cea mai bună, dar mi-am comandat și eu un parfumel. O să vi-l arăt acum deschid cutia, să nu se vadă datele de contact. Așa arată produsele. Acesta este parfumul Xeniei și chiar mă miram pentru că azi dimineața am vizualizat videoclipul prietenei mele, Denisa Nicolae, care a primit un parfum de la Polis de ziua ei și Xenia le laudă foarte mult și zice că persistă foarte bine pe piele. Acesta a fost în jur de 50 de lei, cred. Am aici factura, o să vă zic imediat, 50 de mililitri. Să vedem dacă o am. Nu, factura nu a venit fizic, e doar în format electronic.
Eu mi-am comandat acest parfum de la Jenny Glow, cu frezia și pere, pentru că îl vreau de mult, dar nu era pe stoc. Xenia și-a mai comandat un Superstay Matting de la Maybelline, care este nuanța 130. Opa, self-starter. Am primit voie, adică mi-a dat voie Xenia să deschid toate, pentru că așa facem noi, să văd dacă îmi plac. Sunt foarte curioasă de parfum. Rujul acesta sunt sigură că e demențial, pentru că culoarea e foarte faină, nu o să-l deschid totuși, dar culoarea e foarte faină și sunt preferatele mele. Nu se compară cu nimic. Am stat, v-am zis, cred că am stat de la 9 dimineața până 11 seara cu el și nu s-a mișcat din loc. Bine, era altă nuanță, dar în fine. Și acesta am văzut că opiniile sunt împărțite. Deja știți că Jenny Glow, nu toate, dar majoritatea parfumurilor imită parfumurile de nișă de la Jo Malone, adică fac o replică a lor, mult mai ieftină. Aici am, știu că am plătit 55 de lei și aici am, cred că 50 de mililitri, dacă nu mă înșel. Nu scrie aici sau eu nu văd de ochi. Da, acum deschid și vedem. Eu nu-mi dau seama dacă scrie undeva câți mililitri are. După ochi așa mi se pare că are 30. Dar nu-mi dau seama. Efectiv, o să mă uit pe Nutino și o să inserez aici câți mililitri are. Eu cred că are 30. Nu cred că aici sunt 50. Și vine momentul adevărului. Este un ambalaj simplu. Mie asta îmi place, deși am înțeles că unii zic că arată ieftin. Nu știu ce se așteaptă la 50 de lei de la un parfum care emite un parfum de nișă. Că să întorc așa camera să vedeți reacția mea în timp real. Deja îl simt și simt că e ce trebuie pentru mine. Da. Miroase a pere. Se simte ceva musc. Deci e sigur că are ceva musc. Sau nu știu, o notă așa care mie mi-aduce aminte așa de ceva puțin masculin, animalic. Și e foarte fain. Cred, dar nu vreau să mint, că Luminița Avram are fix parfumul acesta. Bine, Jo Malone nu replica. Pentru că știu că la un moment dat avea un parfum tot așa fresh de la Jo Malone și soțul ei a zis că miroase a varză murată, dacă nu mă înșel. Deci s-ar putea să fie asta, nu sunt sigură. El în original se numește ceva de genul para englezească, cred, English Pearl, nu sunt sigură. Dar da, îmi place foarte mult. De vară are puțin iz de ceva masculin. Mie asta îmi place, îmi plac parfumurile unisex foarte mult. Hai să vedem și pe Xenia. Nu știu dacă am filmat până acum ce vorbeam. Deci Xenia mi-a zis că l-a mirosit la cineva și a plăcut foarte mult, s-a dat cu el, a văzut că persistă. Ăsta a fost și mai ieftin, parcă 50 de lei sau mai puțin, nu știu, în orice caz. Aici știu sigur că sunt 50 de mililitri. Și au zis că miroase foarte asemănător cu parfumul Scandal. Eu nu știu cum miroase Scandalul și nici nu știu dacă încearcă să-l copieze, dar are ambalaj foarte drăguț. Și ai mat, zici că e un cauciuc, dar de fapt e sticlă vopsită mat. Și chiar înceapă când vrei să încerci să dai jos capacul. Da, categoric nu-i de vară parfumul ăsta. Adică pentru mine cel puțin este destul de dulce. De fapt, stai puțin că are ceva. Da, stați să întorc camera mai bine. Deci, parfumul l-am dat pe mână aici. Stați să las, nu mă descurc deloc cu filmatul. Miroase, e foarte dulce, dar are ceva ce îl face să nu fie unecăcios. Îmi place foarte mult, dar nu mi se pare cunoscut mirosul. Deci, clar, n-am simțit niciodată scandalul. Foarte mișto, e foarte mișto. O să curioasă acum cât persistă, o să comparăm. Știu că Jenny Glow nu rezistă mult pentru că mai am două, dar tot îmi plac, adică îmi plac în nebunie. Cele lemnoase, într-adevăr, rezistă mai mult, dar asta cred că m-am mai zis și eu și vorbesc cu oamenii care chiar se pricep la parfumuri, că notele lemnoase persistă mult mai mult și notele fresh dispar mai repede de pe piele. Și acum am învățat ceva din experiența asta cu vlogul acesta, că nu o să mai filmez niciodată cu telefonul fără trepied, pentru că se mișcă camera, nu pot să focusez și așa mai departe. Cred că am început deja scuze pentru freză. Ne-am culcat foarte târziu aseară, ne-am culcat pe la 2:30, după ce au plecat prietenii noștri și azi dimineața m-am trezit la 6, pentru că mai aveam ceva de terminat la lucru. Și abia aștept să înceapă weekend-ul.
și duminică o să încheiem acest vlog. M-am pupat! Bună, să fac așa un mic update. Azi e sâmbătă, 17 iulie. M-am machiat cu paleta de la fetele mele. E foarte simplu machiajul pentru că e 12, ora 12, nici atât, e 11 jumate. Noi astăzi sărbătorim 5 ani de relație și am zis să mergem să mâncăm ceva aproape de Timișoara. E un local unde este un parc dendrologic și au un hotel care are și restaurant. Din câte am înțeles, e foarte mișto făcut. Arată așa ca un castel. N-am fost niciodată, deși e foarte aproape. Dar mergem să încercăm acum. Și v-am să sunăm să vedem dacă ne acceptă și pe Zoe, pentru că ea este o parte importantă a relației. Și ne și miră să lăsăm singura acasă. Eu m-am și vopsit aseară. Avem un eveniment în familie, o nuntă, pe 31 iulie și m-am vopsit ca să nu fie prea, cum să zic, prea proaspăt atunci, pentru că mai rămâne așa, rămâne niște pete pe scalp și pe lângă asta se scurge culoarea foarte tare și mi-e frică să nu transpir și să fiu toată roșie. Aia e rimelul de la Andreea Ichim. Numai că e pe terminat, adică e pe uscate și mă chinuie acum cu el, dar îmi place foarte mult. Și nu am și pensat ieri. Nu m-ați văzut așa pensată niciodată, pentru că din noiembrie nu am mai pensat la cineva. Am mai încercat eu să aranjez, dar acum am zis, având în vedere că aveam un eveniment important și vreau să ne rămână în familie poze frumoase. M-am dus la fetele la care v-am făcut eu de când am început să mă pensez. Și îmi place foarte mult cum arată. Mie îmi plac așa, nu foarte groase. Mi se pare că arată bine pe fața mea așa. Și nu toată lumea înțelege asta, pentru că și gusturile lor, bineînțeles, diferă. Dar și gustul meu, că unele fete mi-au zis că îmi stă mai bine cu sprâncene mai stufoase, dar nu mă obișnuiesc eu. Și poate e și vorba de obișnuință. O să mai revin cu orimel, care nu e pe uscate. Ăsta m-a surprins, am crezut că e o porcărie, sincer, când am văzut că e cu Bambi, mă gândeam că e ceva copilăresc, dar este un rimel de la L'Oreal, foarte, foarte bun. Are periuță așa, care aproape că nu are peri, adică la început nu prea are și sunt foarte mici, foarte mici perile, dar le lungește foarte mult și nici nu le lipește, ceea ce mă surprinde. Adică nu lipește genele, nu știu dacă am putut înțelege asta. Cam așa arată, nu o să exagerez pentru că e zi. Rujul de la Maybelline, cred că v-am zis, vi l-am arătat, că mi-a venit, a nu vi l-am arătat de fapt, a venit într-o comandă, nu tine l-am comandat numai pe el să-l am pentru nuntă, pentru că știu că nu se duce de pe buze și n-am vrut să fie culoarea nude a rujului. Părul, v-am zis că e uscat rău, după nuntă o să mă tund, cred că bob mai lung, așa, pentru că e distrus de la apa asta de aici. Și asta e peria despre care vă ziceam în videoclipul de la Melchior, dar am comandat-o eu, nu e, n-am primit-o în acel giveaway. Mă muz cât de roșie peste tot. Așa stă mai bine, parcă părul. Da, am vrut să-mi fac și peria rotativă, dar nu, am chef să stau în căldură acum. Mă duc să-mi pun niște ceai, mă îmbrac și mergem. O să vă filmez acolo puțin locația și să vedem ce mâncăm. După care cred că o să și închidă vlogul, pentru că deja am destul de mult material și nu vreau să plictisesc pe nimeni. Plus că nu era nimic interesant de arătat. Am vorbit numai cu voi, dar viața de multe ori așa e. Nu se întâmplă tot timpul ceva. Așa că nu știu nici dacă să-mi iau rujul, că știu sigur că mă ține până seara. Îl iau totuși, dar paleta asta de-aia am pornit camera și am uitat. Este demențială, sunt extraordinar de pigmentate culorile, că m-am și speriat, am pus numai puțin peri, am atins-o de culori și foarte mult produs nu cade deloc, asta îmi place, adică nu are fallout, cum se zice asta în română, adică nu sunt prăfuite
Și astea care sunt, cu care sunt dată și eu, astea sidefate, sunt demențiale. Asta, de exemplu, Yama, asta unde țin eu degetul, este, are niște irizații verzi, așa, foarte, foarte mișto. Nu știu, mă simt binecuvântată cu prietenele mele, că, sincer, nu ar fi niciodată o prioritate paleta așa de scumpă pentru mine, să o cumpăr eu din banii mei, având în vedere la ce cheltuieli mai avem. Acum chiar mergem. Take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see. Acest vlog de aici, de la locul standard, unde mă pregătesc eu înainte de a pleca în oraș și de unde muncesc toată ziua. Am vrut așa să vă zic ce s-a întâmplat cu cadele alea pe care le-ați văzut mai devreme. Și anume, am fost să mâncăm, după cum am și arătat. Și după aceea am mers pe la ei mei, am venit acasă, ne-am relaxat, pentru că am avut săptămâni aglomerate și eu și Mihai și simțim nevoia și abia așteptăm deja weekendul viitor pentru că și acum am mai făcut câte una alta prin casă, că tot schimbăm. Am zis eu că atunci când ne vom muta va fi mai ușor să ne dăm seama de nevoile noastre mai bine. Ce am mai vrut să zic e că după aceea, pe la 10 seara, am mers la un film, la festivalul de film Ceau Cinema. Este un festival micuț care se ține în Timișoara de 8 ani, cum se scrie pe tricou aici. Asta, tricou e de la festival, primit de la sora mea, ea este voluntară acolo. Și vrem să povestim într-un video despre acest festival, ce presupune voluntariat în general, ce înseamnă faptul că Timișoara nu are niciun cinematograf, avem doar Cinema City din mall, care prezintă filme comerciale, în general, nu filme de festival și așa. Mă rog, o să folosim despre asta într-un alt clip. Ideea e că filmul de seară a fost foarte șmecher, dar și foarte, cum să zic, cel mai deosebit film pe care l-am văzut eu vreodată.
Nu o să vă dau detalii, este controversată tema, este 18 plus. Dar dacă sunteți interesați, o să vă las aici denumirea filmului și puteți să căutați pe IMDb sau pe alte site-uri de specialitate. El a câștigat și un premiu. Ideea e că are de-a face puțin și cu tema actuală, cu pandemia. Deși atunci când a fost scris scenariul, nu a fost pandemie, numai că au trebuit să adapteze scenariul pentru vremurile pe care le trăim, altfel nu puteau filma. Eu acum mă duc să mă întâlnesc cu o prietenă și sunt foarte obosită, am dormit, era puțin pentru că ne-am culcat târziu și m-am trezit înainte de 7. La Mihai a fost frig și a tras scutură și eu m-am trezit. Nu mai puteam să dorm. O să mă machiez doar foarte puțin pentru că chiar n-am chef să mă machiez. Am tot fost machiată zilele astea. Azi nu este așa de cald. Am în vedere că a plouat. Și aseara asta a fost seara problema de asta și lungit filmul pentru că proiecția a fost în aer liber, însă la un moment dat au început să tune și să fulgere și a trebuit să mutăm locația, adică să intrăm înăuntru. E o locație super faină, dacă se din Timișoara, ambasada se numește, la Faber. Este fosta fabrică 1 iunie, care a fost transformată într-un spațiu foarte fain. E un spațiu industrial, dar foarte frumos și modern făcut. Și mie oricum îmi place spațiul ăsta industrial și l-aș lua acasă. E avut înainte local, înainte pe o altă stradă, la fabrica de pălării, lângă Gara de Nord. Însă acea fabrică a fost dărâmată anul acesta și s-au mutat de acolo. Cam atât am de zis. Vreau să închei acest vlog pentru că deja am multe filmări, nu știu câte, o să vedem la editare. Azi am postat și vlogul din Bârșeți. Mă bucură comentariile voastre foarte mult. Și am zis că filmez și cu Alexandra pentru că cineva mi-a zis să filmăm ce puteți vizita în Serbia. Poate sunt mai multe persoane din zona asta de vest sau, nu știu, au alte drumuri prin Serbia și vor să se oprească să vadă ceva. Sunt foarte multe locuri de vizitat care nu sunt promovate pentru că Serbia nu este o țară foarte turistică. Cu vorbă, închidem cam aici. Mai am puțin să mă plic machiajul și ne vedem la un următor videoclip. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine și dacă aveți alte sugestii, chiar vă rog să veniți cu ele, pentru că mi-a plăcut foarte mult ideea asta cu ce putem vizita în Serbia. Eu nu m-am gândit la ea. Și pe lângă asta că putem vorbi despre Serbia, pentru că am văzut-o cam toată. Am stat acolo 15 ani și când ne-am mutat aici, am văzut-o toată, pentru că mergeam în excursii. Noi am terminat liceul teoretic sârbesc, cu predare în limba sârbă. Și având în vedere că în școala noastră avem multe colaborări, pentru că suntem unul din două licee din diaspora, adică există în Timișoara și în Budapesta, singurele licee cu predare în limba sârbă în afara granițelor Serbiei, am făcut multe colaborări cu liceele din Serbia, am mers în tabere, am făcut teatru și am mers acolo cu spectacole și da, am văzut și zonele rurale din Serbia, deci chiar ne-am plimbat ceva și am descoperit multe locuri frumoase despre care poate nici nu știam pentru că nu sunt așa de mediatizate nici măcar în Serbia. Cam atât de la mine. V-am pupat și ne vedem la un viitor videoclip.